dragii mei, vă pup cu drag. S-ar putea să nu mă recunoașteți dacă mi-aș pune deja așa. Robică Țociu vă pupă și vă urez o vară frumoasă. Eu vara asta am mai multe proiecte. Am un proiect Te cunosc de undeva, după care o să merg să-l alerg pe Neamărin, pentru că am fost inclus într-o trupă extraordinară, după care o să am câteva spectacole la mare, după care o să-mi iau copiii și o să plecăm, cred că undeva la munte. Și vreau să vă întreb ceva. Voi ce faceți vara asta, măi?